Capitala Bulgariei, Sofia, a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute a cincea ediție a campionatelor balcanice de atletism în sală pentru juniori. Din delegația țării noastre, alcătuită din 32 de sportivi, au făcut parte și trei atlete sucevene care au avut o comportare deosebită, în ciuda faptului că sunt încă foarte tinere. Au doar 16 ani, fiind nevoite să concureze împotriva unor adversare mai mari ca vârstă. Talida Sfarghiu și Madalina Sârbu, pregătite de Erzilia Țâmpău la CSM Suceava, CSM Rărăul, Câmpul Moldovănesc, au reușit să urce pe treapta cea mai înaltă a podiumului de premiere, aducând două medalii de aur pentru țara noastră. Talida, desemnată de Federația de Specialitate cea mai bună atletă junioară din România în ultimii 2 ani, s-a impus în cursa de 1500 de metri, devansând reprezentantele Turciei și Serbiei. Madalina a dominat proba de 3000 de metri, câștigând cu un avans liniștitor de 9 secunde în fața următoarei clasate, o sportivă din Albania. În ceea ce o privește pe Claudia Costiuc, atleta antrenată de Cristian Prâsneac la CSM Dorna Vatra Dornei, a luat bronzul la proba de 800 de metri. Claudia a făcut parte și din ștafeta 4x400 de metri a României, care a ratat de puțin podiumul, încheiind concursul pe locul 4. În clasamentul pe medalii la Balcaniada de junior din Bulgaria, România a ocupat locul al doilea în clasamentul general, după Turcia, cu un total de 15 medalii, dintre care 5 de aur, 4 de argint și 6 de bronz.